trebuie să reprime pe cei care ies în stradă că sunt iredentiști, sunt teroriști. Această idee rămâne. Rămâne și ei, acești oameni din stradă, manifestanți, iredentiști, teroriști, restul care urmăreau să cucerească puterea, trebuiau opriți. Și atunci să pune mâna pe arme în 22 și toată lumea își apără ce avea. Care erau la vreo întreprindere, s-au dus arma în mână, au stat la gardul întreprinderii să nu sară vreunul gardul să controleze. Eu m-am pus universitatea cu coadă de motoră. Exact. Cei de la blocuri care așa să păzească intrarea în bloc. Fiecare scară de bloc era păzită așa. Pe stradă, la fel, s-au făcut filtre de control rutier la mașini. La și cum s-a ajuns de la asta la morți? Păi s-a ajuns la morți pentru că au fost percepuți toți cei care nu stăteau la un filtru. Toți cei care... Că nu erau regimentați aceste unități de apărare ale... Sigur, au fost percepuți ca teroriști și s-a acționat împotriva oricărui suspect cu armă de foc și avem victimele de după 22. Bun, dar avem tot în același timp și niște morți, dacă țin bine minte, nu vreau să greșesc, care totuși au fost împușcați cu foarte mare precizie. Mi-aduc aminte, cel puțin câteva cazuri, nu mai țin de sigur dacă erau înainte de 22 sau după 22, de oameni împușcați aici. Asta nu este împușcătura accidentală. Nu. Vreți să spuneți că după 22 au fost numai împușcături accidentale? Nu. Avem persoane care au folosit arme cu lunetă, inclusiv de la gărzile patriotice. Deci totuși, o împușcătură aici presupune zic eu, mai multă precizie decât... Precizie, pușcătură mai pregătirea de aproape, pe... sigur că da. Deci au fost executați pur și simplu oameni în condițiile astea. Din punctul de vedere a celui care a fost în stradă, eu am văzut pe viu în 22 decembrie cum a fost scos Dăscălescu, de exemplu, în fața mulțimii. Lumea a strigat, a scandat fără comuniști. L-au scos pe Ilie Verdeț. Din nou a fost refuzat, din nou s-a scandat la fel. După care vine Ion Iliescu împreună cu Gușe. Vine împreună cu Gușe, Gușe având o oarecare credibilitate în fața armatei și armata era cu noi, nu? Armata e cu noi. Că strigam chiar din 21 decembrie, pentru că ne doream că armata să fie cu noi. Știam ce s-a întâmplat la Timișoara că au fraternizat. Și atunci, ieșind și adresându-se cu stimați tovarăși, aduceți-vă aminte, dacă ați văzut, probabil că ați văzut de multe ori imagine, sutele de mii de oameni din piața Revoluției, îl huiduie pe Ion Iliescu. Sigur. Și atunci le vine ideea. Ce inventăm? Sigur că aparatul de securitate era undeva în jur de 15-20 de mii, iar aparatul de partid era în jur de 300 de mii. Și atunci au sacrificat aparatul de securitate, au aruncat toată vina transformându-i în teroriști și în acest fel comuniștii s-au salvat trăgând, creând diversiunea și în final încercând să ne scoată pe noi teroriști. Cei care au pus mâna pe armă era pasibil la orice oră, în orice moment, în orice loc, să fie luat de un alt coleg de-a lui drept terorist. De aici apar marile crime create prin diversiunea lui Ion Iliescu, al lui Petre Roman, al lui Silviu Brucan, al lui Nicolae Militaru și probabil a unor structuri din serviciile care au trecut imediat în tabăra lui Ion Iliescu. Stă în picioare asta de teorie? Lăsăm la o parte numele vigate domnul Mărieș, dar ca idee. Eu îmi spun părerea, domnul general. În cadrul acestui dosar, bineînțeles că avem și un capitol care se referă la fenomenul terorist, la diversiunea care s-a făcut în decembrie 89 și diversiunea, zic eu, este și ea o cauză care a stat la baza victimelor din decembrie 1989. Dar am avut și teroriști în carne și oase? Nu. Oameni care să încercat să apere regimul Ceaușescu? Nu. Deci este o minciună pe care au folosit-o cei care au vrut să-și acopere propriilor crime. Aș vrea să mulțumesc în finalul și în final de an echipei domnului general Dan Voinea pentru modul în care am muncit în acest an și colegilor care au participat astăzi alături de noi la comemorările ocazionate la 17 ani de la Revoluție. Mulțumesc și eu, stimați telespectatori, cu fiecare an care trece devine mai clar că le datorăm enorm de multă recunoștință celor ce au ieșit în stradă în decembrie 1989. Dacă astăzi trăim mai bine sau măcar suntem liberi, dar